primul rând a schimba programul de lucru. Știu că s-a discutat foarte mult pe reducerea programului de lucru de la 8 la 6 ore. Un al doilea aspect ar fi salariul minim pe economie. Suntem în anul 2021 și cred că suntem printre țările cu cel mai scăzut salariu minim din Uniunea Europeană. Un ultim aspect pe care l-a schimba în momentul de față ar fi ca statul să ajute companiile din România prin programe de școlarizare de 2-4 săptămâni, depinzând de dificultatea jobului, în care angajatorul să învețe viitorii angajați ceea ce trebuie să facă la locul de muncă, pentru că majoritatea se angajează pe un anumit post și nu știu de la bun început toate lucrurile și acest lucru duce la foarte multe greșeli.